frică? Nu, nu v-a fost? Sincer? Sincer. Ok. Bun. Perfect. Pentru că a venit timpul să predăm ștafeta colegilor noștri, Josephine Cotomar și Mircea Angel. Dar nu putem pleca fără să vă oferim și noi un mic cadou. Primul invitat, surpriza acestei seri, este clubul de dans Domisong. Aplauze! Au venit special din Vaslui pentru dumneavoastră! O surpriză de Crăciun, se întâmplă cu aplauze! Aplauze! Mama, uite câte crăciunițe! Ce frumoase! Haideți să vorbim un pic cu doamna profesor. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am găsit la această emisiune frumoasă și în această locație la fel de minunată. Dumneavoastră sunteți doamna Carmen Trofie, nu? Da, coordonez acești copii din anul 2013, copiii care se pregătesc în cadrul școlii Domisong. În Vaslui avem locația, copiii vin și se pregătesc cu drag, cântă și ne distrăm împreună, învățăm lucruri frumoase împreună. Și le-ați făcut drept cadou de Crăciun această plimbare până la Iași, nu? Sigur, în palas aici. Ne bucurăm foarte mult că ați putut veni. Și noi ne bucurăm că am ajuns și că vă vedem așa oameni frumoși, o emisiune atât de frumoasă. Ne bucurăm de invitație, domnul Vlad Baba. Ne-ați avut... Și putem spune că domnișoarele sunt foarte, foarte frumoase. Și adevăratele crăciunițe ale lui Moș Crăciun. Ce le veți cânta în această dimineață? Am pregătit un colaj special pentru Moș Crăciun, cu care cu siguranță, adică sperăm să vă încântăm sufletele. Un colaj pregătit într-un timp foarte scurt, pentru că tocmai am venit de la Piatra Neamț de la un concurs. Copiii au obținut premii foarte frumoase. Și... aplauze pentru ei. Am zis bine că sunteți ajutoarele lui Moș Crăciun. Haideți să-i urmărim grupul Domisong! Ninge, ninge, a venit iarna! A venit iarna la noi! Sărbătorile sunt toi! Moș Crăciun aduce daruri pentru voi!
Ați fost superbi! Vă mai așteptăm! Noi, dragilor, luăm o pauză ascultând micuții de la Știați Că! Hei, știați că atunci când au muzică, florile cresc mai repede.